25 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, ne ducem cu gândul către strămoșii noștri, către cei care secole de-a rândul și-au pus trupurile stabilă năvălirilor și au luptat pentru credință, pentru pământul lor. Este un lucru clar. Ei sunt primii înfăptuitori, eroi Marii Uniri. Cei care au reușit să creeze ceea ce numim noi patrimoniu cultural românesc prin cântecele, colindele, cusăturile minunate și care au clădit acel templu al limbii române, ambele fiind componentele de bază ale identității noastre românești. Pentru această identitate și-au dat viața, fără să știe că se numește așa. Pentru această identitate au murit oameni care nu aveau nicio vină, o poartă. Și trebuie să ne gândim în aceste momente la ei, așa cum ne plecăm și în fața celor care au făptuit unirea, marii noștri înaintași, înfăptuitori ai unirii din 1918, nu au dorit să se repete istoria și nu au dorit să învileze pe nimeni. Nu au dorit să devină asupritori la rândul lor. De aceea trebuie să le luăm exemplu și să continuăm ideile și modul lor de a gândi în spirit național. În zilele noastre constatăm cu durere și cu îngrijorare creșterea importanței partidelor de extreme, fie dreapta, fie stânga, o dorință a lor, o încercare a lor de a-și constitui o alianță la nivel european în vederea alegerilor europarlamentare, care ar distruge Europa din interiorul ei. Cred că este momentul ca toți cei care gândim în mod democratic, toți cei care iubim libertatea, să luăm atitudine, să ne unim forțele în toată Europa pentru a contracara fenomenele extreme. Să nu uităm ce s-a întâmplat în anii 20-30 ai secolului trecut, cum au ajuns partidele fasciste la putere și ce consecințe au avut pentru Europa. Să nu uităm că în timpul acesta, în Uniunea Sovietică, mureau milioane de oameni. Milioane de gospodari, pentru că erau gospodari, de țărani împușcați, că refuzau să intre, să accepte colectivizarea sau prin înfometare. Și intelectuali, pentru că erau intelectuali. Deci astfel de lucruri nu mai trebuie să se repete. Și cred cu toată ființa mea că putem încă să mai facem ceva. Importanța semnării acordului de asociere de către Republica Moldova este crucială. Dar anul viitor este foarte important pentru a demonstra Europei întregi că acest parcurs european început la Vilnius este ireversibil. Este nevoie de mult efort și România, dacă veți dori și când veți dori, va fi permanent alături de dumneavoastră. Suntem mândri de ceea ce ați realizat dumneavoastră și vă doresc succes și știți bine că la Cahul, la Consulatul General, oricând aveți ușa deschisă, oricând aveți un sprijin în acest sens. Pentru realizarea de proiecte, pentru realizarea de înfrățiri, pentru realizarea acelor obiective pe care dumneavoastră vi le-ați propus
și noi vi le susținem cu toată tăria.